There, we have to stop on the flag. Okay, stop. Here, thank you. Stop. You can stop. Okay. Asta este. Stagul. The bags. Hi. Simpaticilor, bine ați venit. Hello. Ce faceți simpaticilor? Multă energie. Ce e cu strălucirea asta așa? Foarte. Am învățat frumos. Jurământul. Ați învățat și am primit Putem spune că a fost ca la școală? Ca la școală, bă, nu. Nu ne agitam parcă așa de mult la școală. Cum vă descurcați cu jurământul? Ne descurcăm bine, zicem. Foarte bine, zicem noi. Da. Vă sperăm. Așa sperăm. Tot știu, da. Bun. Le dau pe proaste. Eu am aici un grup de copii, okay. Copii foarte frumoși, iar doamna este judecătorul vostru. Okay. Când sunteți gata, să spunem jurământul. Să rostiți jurământul. Ako ai filipino, bon catapatang. Nanunum pang. Nanunum pasau atawatang Pilipinas. Atsa batang kaniang. Atsa bansang. Atsa bansang kaniang. Ok. Atsa basa. Kaniang sinasagisab. Namai Dangal Katarungan. Namai Dangal Katarungan. Namai Dangal Katarungan at Kalayan. Nu l-am zis din prima, un termen, dar lor un cuvânt. Katapatang Nanunumpa. Și acolo cred că m-a notat, sper să fie ok. It's good. Thank you. Oh my god. Da, ai zis că a fost bine. Probabil că așa o să zică la toată lumea. Yes, da. It was good. Ce-o scris ea pe foaie, partea a doua. Acum sper să treaba asta. Thank you! Okay. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Eu era o singură parte pe care nu o știam din jurământ, adică pe lângă partea mea, eu știam și partea lui, mai puțin, o singură, două cuvinte, bansang, și ți-am dat, zis că nu e bine. Și atunci a zis corect și am continuat și... It was... Thank you! Felicitări, dragii mei! Mulțumim! Yes! Te sparg dacă nu trecem asta din cauza ta! Cine n-are un frate mai mic să-și cumpere. Cumpere! Dragii mei! Și cred că ne va spune curând pe ce loc suntem. Iar poziția pentru voi în clasamentul de astăzi... Poate schimbată. O veți afla mai încolo. Normal că vom afla mai încolo, dar n-are mapa. Dar tot timpul aflăm mai încolo. Vă pup, dragii mei! Ne vedem puțin mai încolo. Seară bună! Mulțumim mult, Gina! Mulțumesc frumos! Mulțumim! Așa să fie, ne vedem mai încolo! Thank you, man! Thank you very much! Bye! Practic, da. E groasă. E groasă, dar nu știm exact pe ce loc am ieșit. Eu cred că am ajuns pe locul 2. Cred că tabelul ăsta o să facă diferența între echipe și o să zic că gen voi ați fost primii, dar... V-ați încurcat la un cuvânt, așa că următorii care au zis corect după voi... Vin ei, da. Așa au imunitate. Nu știu ce loc, dar are și două cola energy de alea. Acolo abia aștept să bea o gură, pentru că poate chiar sunt pe primul loc. Where is Tal? Am intrat, mi se pare, în oraș. În Tal? Da. We are in Tal? Cu inima la gură și cu emoțiile de rigoare, au ajuns la Gina. Pe rând și-au făcut toate recitalul impus de misiune, cu gândul la miza imunității. Dar în ce ordine, nu se știe. De reținut e că au ajuns toate, cu greu și cu jurământul bine învățat, chipurile. Ok. Pe ce poziție credeți că ați ajuns aici la mine? Oricum mult peste cele trei echipe. Vă pup, ne vedem mai încolo! Pa.
Îmi doresc să câștig, da? Nu e adevărat, asta mă enervează. Minte, el mă trage în situația în care să-mi dau seama că sunt pe ultimele locuri. Nu trebuie să iei viața atât din serios ca să te bucuri de ea. Și acum mine să lovesc, de exemplu. Și a mai trecut o zi de Asia Express, simpaticilor. Da, da. Și ne apropiem de Manila. Yeah! Yeah! Haide! Ce se întâmplă acolo? Am zis Manila, nu Taipei! Suntem doar în cea de-a doua etapă. Iar cea de-a doua etapă este de-abia la început. Dar, oricum, se obține o imunitate. Poate cea mai frumoasă din tot parcursul Asia Express 3. De unde până unde? Pentru că veți ajunge în Manila, în cel mai elegant hotel, unde este cea mai elegantă petrecere. Nu toți, ci doar o pereche. Și anume, perechea care a ajuns astăzi prima la mine. Și evident, a știut și legământul, jurământul. Oricum trebuie să vă felicit, pentru că toți a știut destul de bine. Imunitatea de astăzi este foarte importantă, dar cred că asta trebuie să o spună Răzvan, că el e... Mie mi-a zbârnit în cap treaba aia când a zis Gina că imunitatea vă poate aduce și avantaje și cine nu și-ar dori să aibă o masă la Manila. Și așa auzeam, la Manila, bing! E frumos, că n-aș fi vrut doar să stau într-un hotel o zi jumătate, da? Ba, eu aș vrea și asta. Așa, plus de asta, în afară că stai la hotel, mănânci, bei, te plimbi, nu poți fi nominalizat. Asta e, da, important. Sincer, ne dorim ca să le arătăm că nu a fost întâmplare faptul că am câștigat imunitatea prima dată. Deja suntem cum le-am arătat toate chestiile astea, dar da. E încă o dată o dovadă în plus că suntem racers. Astăzi, perechea care a ajuns prima la mine a știut cel mai bine și jurământul. Asta înseamnă că l-au zis amândoi. Pentru că această pereche a obținut cel mai mare punctaj. A spus cele mai multe cuvinte corect. A spus 27 de cuvinte din 30. Puh. Foarte bine. Bine, bine. Foarte bine. Deci era pe puncte, frate. Da, te faci. Numai punctajul acestei echipe contează. Pentru că astăzi nu se obține decât imunitatea. În episodul următor veți pleca în ordinea dată de o misiune pe care va trebui să o faceți în Taal. Nerăbdători? Da. Da. Normal. Pe ultimul loc astăzi... Așa este în Asia Express, de la primii ajungem ultimii. De la primii ajungem ultimii. Sunt Spic și Ștefania. Păi nu suntem ultimii. Băi, mă! Așa, nașpa? Da, dar cine ai imunitatea după aia? Da. Haideți să vă spun cine a ajuns pe locul... I-am dat un cot lui frate meu. Să vezi că am luat imunitatea. Fii atent. 3. Printre fruntași. Am prins omul pe ăsta? 3? Cine știe? Perechea de pe locul 3 este... Sorin și Răzvan! Bine, băi! Bravo! 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 Iar n-am luat imunitate, bravo! Yeah. Nu mă bucur că am ieșit pe locul 3, pentru că mă pe el de podium. Cu ce mai știu? Am primit vreo medalie de aia de ceva. 3 nu e ceva. Podium. E podium la olimpiadă. Aici e un singur loc. Unul și atât. Restul nu există, nu contează. Dacă nu sunt eu pe primul loc, mă interesează. Sincer. Sincer, tăticu. Trebuie să felicit însă din suflet perechea care a ajuns pe locul 2. Credeți-mă, pentru că merită. Florin și Dan. Bine, bă! Pe ce loc ați ieșit, Maristei? Pe 2? Ieri au plecat ultimii și au avut un handicap destul de mare. Pe 2, mă? Pe 2, mă? Bine. Dacă ăsta a ajuns pe locul 2 și a și plecat ultimul pentru că i-am dat noi dezavantajul ăsta. Ăsta mă de pe ultimul loc, pe locul 2, nici da. Dumnele. Da. Noi ieri am plecat din groapă, practic. Da. Au făcut fetele, ne-au săpat groapa unul la mână, după care au luat o lopată și au aruncat puțin pământ pe noi. Și de pe 9,
pe doi, iată saltul aplaudat la scenă deschisă. E exact saltul pe care l-a făcut Speak Invers. De pe 2 pe 9 am inversat locurile cu ei. Pare rău, spui data viitoare, poate facem altfel. Echipa care pleacă acum în Manila cu 100 de euro și cu o mașină la dispoziție. Ceaușan și Grevenșan. Bravo! Bravo, bravo. 27 de puncte ați obținut. Mulțumim. Din 30. Mulțumim. Nu, no, bine. Așa, noi am câștigat. Dar în momentul ăla, acum nu puteam să... N-am putut să ne bucurăm. Nu, n-am putut să ne bucurăm. Nu știu de ce, am fost așa, într-o situație... Adică s-au adunat multe în spate, eram fericită pe interior, dar nu mai puteam să exclam chestia asta, cum am făcut-o până acum la orice amuletă. Dar nu puteai să exteriorizezi așa, practic. Dar așa mai degrabă, Am aplaudat pe fete pentru că au avut și avantaj. Alina și Carmen au câștigat... Pleacă la hotel, pleacă în Manila, înaintea noastră, nu pot fi votate. De data asta. Le invidiem? Nu știu, e un sentiment așa mixt cel pe care l-am. Adică e o urmă de invidie, cumva, băi, n-am fost, azi a fost mai bune ca noi. E și o dorință de a da tot ce putem ca să ajungem la următoarea imunitate. E un mix de sentimente cel pe care le avem acum. E foarte plăcut să știi că ai câștigat imunitatea. Pentru noi a fost și prima imunitate. Nu știam la ce să ne așteptăm, dar știam că e de bine. Sunt scutite de cursă. Era aproape ireal. Ploaia s-a terminat, imunitatea am dat și simpaticilor Asia Express continuă!